G2-a, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un nou episod de Spin Tires Mud Runner pe Barba Neagră! Suntem aici pe serverul lui Robert și suntem pe ultima hartă pentru că băieții au fost foarte ocupați și au trecut aici o grămadă de progres în lipsa mea și eu o să o dau pe a doua. Am Logitech cu G920 și am și schimbătorul manual, așa că jucăm jocul ăsta pe hardcore acum. O să fie foarte dificilă. Asta este ultima hartă, așa că se presupune a fi cea mai grea, cea mai dificilă. Să vedem ce ne așteaptă. Uite că am putut să o bag și pe a treia, nu am nimic, nici divlock-ul, nici 4x4 activat. Iar harta asta, oameni buni, arată fix așa. Avem o grămadă, o grămadă de apă. Și nu știu exact, avem Lumbermill-ul acolo, avem un watchpoint aici, poate mai ușor prin stânga pe jos și nu pe aici. Poate e mai ușor prin stânga jos. Poate asta e ideea, să mergem mult. Mă gândesc, pentru că pe aici mă gândesc că dacă te uiți la watchpoint-ul ăla, deja dacă aici e watchpoint, în stânga e o suprafață mică de traversat, pe când aici, ca să ajungem până sus la cele două camioane de deblocat, e cam greuț. Pe aici noi nu avem niciun garaj. Vedeți ce zic băieții, cred că pare trecubil în stânga jos. Aici mi se pare că e mult prea greu. Mi se pare oribil aici, uite, pe Alin o ia el cumva pe acolo. Alin are ideea de a lua-o pe margine. Dar mie unul nu mi se pare trecubilă toată treaba asta. Poate de acolo pe stânga pe aici, dar nu. Mie nu mi se pare trecubilă. Eu tot rămân cu ideea mea de stânga jos. Alin văd că se avântă acolo sus. Până una alta. Nu știu exact ce vor băieții să facă. O să opresc motorul. Nu, nu, n-am zis opresc motorul. The fuck happened? Deci dacă pun piciorul pe frână, îmi pornește motorul, ia. Pun piciorul pe frână acum. Nu. Dacă pun piciorul pe ambreaj? Nu. Ah, ok, ok. It's fine, it's fine. Bun. Alin văd că se avântă. Eu nu o să mă avânt. mă duc în spate pe acolo. Mi se pare mult mai ok. Și mi se pare făcubilă toată treaba dacă o luăm în partea cealaltă. Și avem webcam aici, îmi vedeți și mie moaca când dau de greu. O să fie, sper eu, rară treaba asta. Dar hei, se mai întâmplă. Hai să băgăm pe a treia, să-i dăm talpă. Și o să iau după hartă, din păcate nu avem un minimap, am dat-o și pe a patra. Nu știu exact cât de ok este aici, o să dăm pe a patra. Nu mi-am activat nimic pentru că nu vreau să-mi consume motorină. Noi am plecat cu motorină full și am plecat fix din locul ăsta unde vedeți voi 3 trailere, dintre care doar 2. Nu putem să atașăm un trailer la acest 4x4, doar 2 atașabile. Dar, putem să atașăm cu winch un trailer, doar că acest 4x4 nu duce un winch. Ceea ce, ia, dacă las volanul singur, uite ce faci. Ia, uite cum merge. Oh, shit. Băgăm pe a treia. Se cunoaște, frate, că e prea multă viteză. Robi s-a cam dus. Robi nu s-a uitat pe hartă, probabil. Oh, shit. Mi s-a oprit motorul. Ce rușinos. N-am apăsat îndeajuns de mult pe ambreiaj. Bun, aici voi face la dreapta, pentru că așa îmi spune harta. Și o să activez și divlock-ul și de toate. Și facem coleașe la dreapta. Acum nu știu sigur dacă se iau prin stânga sau se iau prin dreapta. Vreau să văd chestia asta întâi. Pare să-mi spună să o iau drept în față, nu la stânga. Ok, hai să vedem. Robert s-a pierdut un picuț pe acolo, nu s-a uitat pe hartă, n-a fost atent. Hai cu 2-ul. I-am dat 2-ul, mă gândesc că merge. Hai de boss. Uneori văd care probleme cu direcția. L-avem pe Robi aici. Dacă unul dintre noi se blochează, bineînțeles, celălalt o să îi sară în ajutor și ne putem cupla, ne putem ajuta logic unul pe celălalt. Bun, aici este timpul să verificăm. Tot în față sau la dreapta, aș miza pentru la dreapta, doar din simplu motiv că acolo este un watchtower.
Hai să o luăm așa. A, ce frumos ne vedem aici pe webcam, bă, băieții, bă. Ușor, ușor, baby, ușor. Hai pe dreapta, hai, trăiască familia ta. Hai, uite aici. Nu mai vrea, așa că o să-i dau cu winch-ul. Hai să o dăm pe așa. Îi dăm... A, nu avem winch, trăiască familia. Ba da, mă, avem, cum să n-avem. Așa, băgăm pantea și pornim winch-ul. Ala este. L-am și dezactivat. Oh, shit! Nu, 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 dezactivează! Am dezactivat. Mă enervează camera aia dinăuntru foarte tare. Hai, tati, ușor, așa. Sunt cu a întâia. Nu prea m-aș risca la a doua, a treia. Robbie, văd că a luat-o pe stânga. Eu o să mizez pe ce am spus mai devreme și o să mă duc la acel watchtower. Practic, fiecare facem câteva, câte ceva. Ăsta e un timp foarte bun pentru a ne uita să vedem ce face Alina aici sus. Alin se avântă în apă. Să vezi tu de nou să trebuiască să-l scoatem pe Alin de acolo. Bun, let's go. Avem frâna de mână trasă. Bă, frumos. Bă, gorgeous e jocul ăsta, mă, fraților, mă. Bă, e gorgeous rău de tot. Revin imediat. Ok. Ok. Ping back connection. Oh my god. Oamenii ăștia au conexiune. S-ar putea să se ia... Oh, shit. De ce îmi zice bad connection? S-ar... Ok, hai că a revenit acum. Am avut o problemă acolo cu ping-ul. Bun. Acum cred că sunt pe tărâm necunoscut. Sper să mă duc cumva la watchtower-ul ăla. I hope so, pentru că asta ar fi ideea. Hai, nu te bloca, nu te bloca, nu te bloca, nu te bloca. Asta e o mașinuță mică, e ușoară. Și fiind atât de ușoară, este foarte ușor de scos din primejdii cu winch-ul. Numai că dacă ai o zonă în care nu există nimic de pe care să te folosești, știi, ca să ieși și să te tragă, e, atunci intervin problemele. Hai să o băgăm pe a doua. Bad connection. Din când în când îmi dă un bad connection. Suntem pe serverul lui Robby și probabil din cauza asta. Băiții, când făceam eu server, nu cred că primau așa ceva. Sunt ușor pe aici. Iar o să fac febră la mâna stângă, frate, deci... De fiecare dată când joc jocul ăsta, mâna stângă mi obosește mult de tot. Oh, shit! Sus peste el, tati, sus peste el. Avem o apă în față. Ar trebui să mă duc în dreapta pe undeva ca să o iau la watchpoint. L-am văzut, boys! L-am văzut, oameni buni, l-am văzut. Este fix în față. Și o să iau pe aici, o să-mi risc jipanelul. Bun, vreau să mă uit de sus așa. Am luat-o cu a întâia. Văd că pe aici suprafața e destul de tare, nu este nămoloasă așa. Ok. Hai, baby, hai. Bagă, baby, bagă. Doiul. Nu știu ce face Alin, sunt curios să mă uit pe hartă să vedem ce face Alin acolo. Mă, ce frumos e cu apa asta aici. Să o luăm pe dreapta. Oh, am luat unul damage de la crenguțe. Merg și eu ce-i drept cam prea repede. Hai să o băgăm pe întâia. Și să o luăm un picuț mai ușor. Mă cam grăbesc acum. Și nu ar trebui. Mă feresc ca de dracu de apă. Mă feresc ca de naiba de apă. Hai că poți. Am aici niște bolovani foarte mari. Foarte, foarte mari. Hai, hai. Trebuie să ajung în curând undeva că ușor, ușor o să mă duc la jumătate de rezervor. Alright, tati! Bine, boss! Oh, hai da, viața mea! Cum trec eu aici, fraților? Aoleo! Poate era mai ușor pe aici. Pe sus poate e mai ușor un pic. M-aș risca pe aici, dar cu Robby, nu singur. Alin? Alin, nu știu dacă e bine pe aici. Alin, văd că se winchuiește. Aline, ești bine? Și acum, Robby, ne încumetăm. Eu vreau să trec pe aici la stânga fix. Ok, deci Robby a luat-o deja. Și, în regulă, iar Alin este bine. Toți băieții sunt ok. Mie mi se pare prea adâncă apa asta. S-ar putea să meargă și unde e celălalt watchtower apropiat. Ce? Bun, hai să vedem. Robby a cam pățit-o acolo. Eu nu m-aș băga pe aici. Mie mi se pare foarte adâncă pe aici. Foarte, foarte adâncă. Te scot.
Hai să vedem dacă putem să-l scoatem pe Robby. Cred că are nevoie de scoatere de aici. Cred că e cam dificil să se scoată singur. Well, shit, stai așa că am pățit-o noi aici. Chestia e că eu nu o să mă bag cu fața, mă bag cu spatele. Hai să vedem dacă reușește. Văd că reușește să dea cu spatele. Ok. Atunci o să urmez alt plan. Nu te împodmoli. Nu te împodmoli, please. Ok, hai să ne uităm puțin să vedem alt plan. Deci pe aici categoric nu putem. Pe acel drum nu putem că este inundat tot. Văd acolo un drum la, și acolo este un chioșc. S-ar putea să putem să trecem pe aici. E o posibilitate pentru că văd suprafața stâncoasă chestii treburi. Dacă e așa, eu o să trebuiască să mă întorc la stânga și să o iau pe aici, pe coastă. Gen așa. Și vreau să explorez și acel teren să vedem că cine știe, poate putem să o luăm pe acolo. Da, hai să mergem la watchpoint-ul celălalt. Și mă gândesc că dacă watchpoint-ul e acolo, nu este departe, este fix la mijloc între malul celălalt și malul nostru. Și n-are frate cum, adică bănuiesc că ar trebui să existe o posibilitate să-l deblochezi de pe malul ăsta, știi? Cred că așa este. Trebuie să pui puțin și în loc cu celor care au făcut harta, știi? Și să te gândești cum ai putea să o faci cât mai dificilă, dar totuși făcubilă. Și trebuie să ții în minte tot timpul că există o soluție. Întotdeauna în jocul ăsta există o soluție. Pe Robby nu-l văd, probabil a înțeles greșit unde e celălalt watchpoint. Ba nu, vine și el, dar vine ușor. Eu aproape am ajuns la partea cu negura. Și aici am încă îmbulinat-o, că văd suprafața nasoală, ia uite. Asta e o suprafață foarte nașpa. Sunt cu a întâia și nu îndrăznesc să-i dau a doua, dar mă îndepărtez puțin tel de mal, că văd terenul foarte accidentat acolo. Hai de capul meu. Mă, tu știi cum fură, uite-te și tu la volan. Hai. Uite, Alina a luat damage, firar să fie. O să mă dau puțin tel în spate, cred că m-am blocat în ceva, într-o creangă de asta. Și o să iau pe partea asta. Hai că am reușit să ies din primejdia aia. Jocul, harta, de fapt nu jocul, ne-a dat doar cu aceste 3 4x4-uri. Atât. Deci noi doar cu astea am început, nimic deblocat, avem decât un singur garaj pe hartă și evident că ăsta, practic camionelul ăsta, hai să zicem Arrow-ul ăsta este singura noastră scăpare de aici, știi? Bă, nu știu exact, ar trebui să ne facem, văd malul celălalt. Și eu ar trebui să mă duc în stânga, fraților. În stânga mi se pare cel mai ok. Că după aia se cam împute treaba. De fapt s-a împuțit deja că am rămas blocat. Bun, vreau să mă duc pe insulița aia să vedem cât de departe e de acolo și cum stăm cu adâncimea apei. Dar dacă eu mă împodmolez de aici, vă dați seama cât de dificil o să fie acolo. Pot să trec peste lemnele astea? Hai că am putut. Hai de viața mea. Come on, man, come on. Și acolo la dreapta. Și aici trei până la trei mai... Alinia acolo, damage de n-ai văzut. Eu am luat tot o creangă în spate pe Robby. Îl văd acolo că așteaptă. Robby așteaptă verdictul dacă putem sau nu trece pe aici. Asta e apă în mișcare? Hai, baby, hai da. Hai da, nu merge aici. M-am potmolit un pic. Hai. Am aici o creangă foarte mare. S-a blocat Robby. Merge cu Cărligu. Hai să vedem noi un pic ce avem aici. Asta este ideea mea, acum că am putea trece la watchtower-ul ăla. Dacă nu pe acolo, poate am putea trece pe aici. Dacă nu pe acolo, Alin este singura noastră scăpare. Deși Alin se avântră într-o zonă destul de nașpa. Vin. Hai să-l scoatem pe Robby. Hai să vedem dacă mă pot și eu debloca. M-a pus naiba să mă urc pe această creangă foarte mare. Hai, boss, că poți. Am încredere în tine. Hai să-l luăm mai ușor un pic. Iau cu fața acum.
Așa, e foarte adânc aici. Bun, și acum întoarcem. Uite așa. Aaaa, am luat damage. Fuck me, man, am schimbat prea repede vitezele. Ce stupid, mă. Nici măcar nu era realistică treaba, final să fie. Adio, Alin, acolo e, până acolo i-a fost. Nu, acolo se vedea că e o mare, prea mare de apă, știi? Haide, mă, ce Dumnezeu merge așa încet. Nu, aici dacă ne blocăm ne-am dus. Hai să fiu pe dreapta. Bun, acum încă am ajuns la Robi. Bun, hai să-l tragem. Well, shit. Gata, hai că s-a deblocat Robert aici. Perfect. Cred că o să ne blocăm toți pe harta asta. Este o hartă foarte dificilă. Eu nu m-am uitat să văd la alții cum se trece. Sunt luat așa, pur și simplu. Am intrat din prima, știi? Hai da, boss. Nu știu sigur dacă putem trece noi pe aici cu tracurile astea micuțe așa. Și tot, uite, ca să vedeți. Stai, nu cu asta. Totul este deblocat. Avem garaj trailer-urile și avem astea două locked. Deci trebuie să ajungem la ele, știi? Asta e partea nașperlie. Deci suntem obligați să trecem apa asta. Secretul este pe unde o trecem. Știi? Ala e. Alegerea noastră de a trece apa. Și pe unde, ala face toată treaba. Robi cred că s-a blocat din nou. A? No. E ok, a? Și vine, fraților, și noaptea. Suntem pe hardcore, nu putem să dăm skip. Deci ne-am spart. Bun, hai de viața mea. Hai să vedem acum. De capul meu. Văd aici, de aici poate aș putea să sar pe asta din stânga. Asta înseamnă că mai mergem în față un picuț. Hai, Robi, bagă. Aici m-am împotmolit eu și data trecută. O să încerc să o iau pe dreapta. Hai, mă, mergi. Mergi! Firar mama ta, bagă! Păi, stai! Tu ai ales jipane! Îl omor. Deci îl omor dacă a ales jipane pe aici. Îl omor. Oh my fucking god. Păi nu trecem așa. Nu știam, credeam că așa ne-a dat harta. Nu credeam că el a ales jipanelele. Normal că camionul e mai bun pe aici. What the fuck? Deci îl omor pe Robi. Hai, mă, am un ăsta la fix core așa, jos de tot, la roata din spate. Uite că îl distrug. Nu mă las, nu mă las. Nu mă las până nu-l termin de zile. Hai da. Poate și cu jipanul, dar e limita. Bă, nu prea cred. I don't know. Robi se dă peste cap, da. Da. Eu nu cred. Ne tre camioane. Camioane, camioane, camioane. Hai să încercăm și noi. Hai să ne facem un plan de bătaie. O iau în față. Asta e greu să te prinzi de ceva aici. Bă, nici n-am știut, mă, nene, mă. Cum, mă? Așa bine, mă, Robi, mă, chiar așa ceva. Cum n-ai bine nici măcar ajung la apă, dar minte să mai și iau prin apă. Așa. Hai. Doamne, ajută. Ce să mai faci acum? Hai să aprinde lumina. Dangerous water level. De unde, frățioare? Că nu am ce să-i fac. Hai. Văd acolo o chestie. Dacă mă pot duce la ea, ar fi super. Am băgat-o pe a doua. Nu merge pe a doua. Nu merge. Hai, hai, hai. Wow, dacă aș trece, aș fi eroul zilei. Dangerous water level. I know, dar n-am ce să-i fac, în puii mei, nu am ce să-i fac.
Robi s-a dat peste cap, probabil. Da, s-a dat peste cap acolo. Nu am cum să-l ajut acum. La Robi trebuie să venim cu un camion, ceva. N-avem decât unul dintre noi să salveze turma, știi? Am ajuns undeva. Aoleu, dar nu văd nimica, fraților. Ok, deci nu am decât să mă iau după ce văd aici la teren. Dacă mă duce apa și m-ar propti într-una din alea de acolo, poate aș avea o șansă. Bun, hai, țineți-mi pumnii, vă rog, că am nevoie aici. Hai. Dacă apa nu e atât de adâncă, o să pot să o trec. Dacă este, chestia e că nu pot să mă orientez cu botul în stânga, pentru că o să mai ia apa de tot. One damage, water damage, nu te întoarce. 12 damage, 3 damage, ok, pot să o fac. No. Fuck! Trebuie să scriu acolo. Hai da. Hai, un damage, hai baby, hai! Hai baby, că poți, am încredere! Am încredere în tine! Eu o să salvez turma, boys, am încredere! Eu voi fi cel care vă salvează! Hai, urcă-mi puii mei azi! Nu vrea să urce pe aici, nu vrea, deci pe aici... Nu... Mai am puțin, boys, mai am puțin! Hai da! Am reușit, bitches! Oh my god, nu-l trag pe Robi. Man, nu te trag cu ăsta. Nu îndrăznesc să-l trag cu ăsta. Până unde am eu raza aia de winch? Asta e. Nah, am nicio șansă. Lasă-l acolo, îl las, nici nu mă joc, am un watch point în față. Ala e, am plecat. Asta fac, salvez turma, haida. Aveți încredere în mine, băieți, că vă salvez eu. Hai de capul meu. Stai să claxonăm. Asta e pomul, ok. Chestia e că aici am, eu nu am putut să văd, dar eu am băltoacă. Știi? M-a ridicat apa. Eu am aici am băltoacă și dacă mă blochez aici am îmbulinat-o. Singurul meu avantaj pe care l-am acum de partea mea este acela că am pom pe lângă mine. Am văzut watch point-ul și având pom pe lângă mine mă pot tracta, evident. Hai să luăm pe aici pe dreapta, că pare mai ok. Pomii ăștia ce vedeți voi pe jos pe aici, să știți că mie mi-oferă aderență. Vai, ăsta cred că e cel mai intens episod. Asta e cea mai intensă cursă ce am făcut până acum. Deci e fratele meu, deci te ține, știi cum. Hai, nu te bloca aici, că aici chiar nu am de ce să mă prind, frățioare. Am 44% damage. Hai, încă puțin, încă... Dacă începe pe ocolite, eram la camion acum. Eu voi reuși. Mamă, dacă aș putea să mă iau de ăsta. Ia, boy! Uite cum se ridică Mihaița aici. Fii antenă. Fii doar antenă. Nu, pe asta, nu pe asta. Stai. Ala-i tati! Bine, mă, nene, mă! Vai, unde-i garaj? Nu știu dacă mai am benzină până ajung acolo. Trebuie să iau tot în față. Să iau prin astea. Prin astea două. Astea două o să mă salveze pe mine. Încă nu am scăpat. Trebuie să iau în față și la stânga. Vai, și mai am... Vai, da, capul meu. Voi vedeți că mai am mai puțin de jumate la rezervor. Nu știu dacă o să reușesc. Da, încercăm. O să fie o încercare frumoasă. O să fie o cursă frumoasă, nebunească. Și aici m-am blocat. Hai, repede. Attach winch. Hai să dăm de asta. Hai, mă, peste el, mă. Peste el, mă, firar mama lui. Hai, mă. Poți. Poți să o faci.
Ala-i, tati, am putut. Vai cum face camionul meu. Ok, liber. Dă-mi asta. Stai. Era în față. Ok, am niște pietre pe aici. Nu știu sigur dacă o să mă ajute într-un fel. Dar cred că pe aici trebuie să iau. Ori pe aici, ori pe aici, dar eu o să mă risc în față. Ok, hai să o luăm pe aici un pic și după aia traversez pe stânga. Și vedem ce ne rezervă viața dincolo. E noapte, văd... Ăla e watch point acolo. No. Hai mă. Am și toate active, frate, mi-a o grămadă, știi? Ok, fraților, cam acum ar trebui eu să mă duc în partea asta. Am văzut insulița pe care am bunghiat-o. Nu știu sigur dacă voi reuși până acolo. Sunt slabe șanse oricum. Stau pe loc. Nu știu ce am sub mine de nu mă lasă. Sugestii? Caut sugestii, vreau sugestii. Da, nici nu merge pe aici, spre nord. Mă gândeam acolo. Problema mea e benzina. 28 din 80. Hai către nord. Stai un pic să ne uităm. Da, asta e problema mea. Nu știu sigur, avem garajul în față. Hai să vedem dacă ieșim așa. Hai să vedem dacă reușim așa și nu ducem la garaj. Hai să vedem, nu știu sigur dacă mai reușesc cu benzina asta, motorina. Dar hai să încercăm. Avem în față garajul. Hărțile aici sunt făcute de așa natură încât distanțele sunt mai mici decât par. Deci până la camionul cu motorina aia. Ok, hai să vedem dacă ajungem. Ok, aici am dat de un măgar de pom. Hai, și mergem așa. Atunci renunțăm la garajul ăla și mergem aici. Hai, tati, hai. Ai de viața mea. Ok, aici o să iau puțin în stânga. Uite pe aici. Hai da. Nord-est. Am văzut-o. Am văzut. Ok, nord-est ar trebui să fie asta, dar eu nu mă duc până acolo. Eu vreau să iau pe aici, apare un drum mai micuț. Nu mă duc la insulița aceea. Mă duc pe aici. Uite așa. Hai da, boss. Dacă nu eu, atunci Robi. Hai. Oh, come on, man, what the fuck? Hai că sunt contratimp. Hai da, fraților, hai da. Hai, boys, hai. Ala e. Bagă, că aici nu e adâncă. Hai că poți, jiponelule, hai trăiască familia ta. Deci noi facem harta asta, care e super dificilă, cu cea mai dificilă mașină. No, ia-o pe asta, măne. Da, mă, aici nu e adânc. Mă rog. Jocul nu e de aceeași părere ca mine. Așa, hai să vedem, o luăm pe aici frumușel. Hai, baby, hai, you can do it, motherfucker, you can do it. Hai, trăiască familia ta, hai că nu e adâncă, se vede că nu e adâncă, e și pietriș pe jos. Am aderență, am 23 de litri din 80. Eu voi salva situația. Am încredere în mine, hai da. Hai să vorbesc cu oamenii. Bitches, o să trec. Puteți să vorbim unii cu alții aici. Hai da. Oh, frână. Stai. Mai am o grămadă. Ok, tot în față. Vai de capul meu. Dă, Doamne, să mă ajungă benzina asta. Dă, Doamne. Motorină, combustibil. Îi zic cum vrea el să-i zic, dar numai să mă ajute aici să trec.
Ok, cred că e bine să o luăm printre acești doi bușteni. Nici nu m-am uitat să văd unde e Robi, nici nu îndrăznesc, sunt contra timp în momentul de față. Sunt bă, tu știi, tu știi volanul ce ține acum? Eu trag ceva de volan. Hai, dar nu dan ăsta, nu te prosti. Unde e luată? Nu am timp să-ți explic, man. Nu am timp. Aaaa! Hai, 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 hai. E, ne prostirăm, ne prostirăm. Stai. Nu. Stai. Îi dau un 2 secundele. Ia să vezi cât zbor până acolo, să moară cipide, nu zbor. Stai. Bă, nu. Așa, mă. Și pe aia mă trag cu tot, iau, domnul. Ia uite-l, frate. Mamă, ce s-a dus, trăiască familia lui. Uite-te și tu. Aaaa. Te blocai. Ok, ok, vrei blocaj? Nici măcar o problemă nu am cu tine că vrei blocaj. Ok. Poți să mă tractezi pe partea cealaltă, cumva? Da. Ce, mă? Am fost în viteză. Hai să ne tragem. Ala-i tati? No, 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 frână. Bun, frână de mână, ne uităm pe hartă rapid. Trebuie să iau în stânga. Well, shit, fuck me. Trebuie să o luăm cumva în stânga. Trebuie să o luăm în stânga și deja m-am blocat. Ah, ba nu, am frână de mână trasă. Ok, ok, ok. I'm a cretin. Așa, stai să vedem dacă sunt bine orientat. Așa, sunt foarte bine orientat. Hai, Dumnezeu cu mila. Am niște emoții de nu vă spun. Deci dacă pot să ajung până la sfârșitul videoclipului unde ne-am propus, ești cel mai tare. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, e prea adânc aici. Nu. No. Nu, no, nu merge. Nu merge aici, man. Nu. No. Ok, unde Dumnezeului o luăm? Am văzut unde o luăm. Gata, am văzut unde o luăm. Am văzut zona. Prea adâncă, dar văd o rută. Hai de viața mea. Prea adâncă pe acolo, dar pe aici am văzut eu o rută. Sunt deja pe 15 litri, nu știu sigur dacă mai ajung. Deci aici trebuie să nimerești ruta fraților din prima. Și noi n-am știut asta. Hai da. Am văzut eu pe aici. Haide, 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 haide. Stai așa să vedem noi cum e aici. Harta îmi zice dacă e adâncă. Da, văd aici. Puncte roșii, cu cât sunt mai lungi, cu atât e mai adâncă. Da, dar nu am puncte roșii pe aici. Ah, cu cât sunt mai lungi, cu atât e mai adâncă? Pe aici pare să fie tot în regulă, da. Pe aici pare să fie bună, dar nu cred eu. Eu cred că de la rocile ăștia trebuie să o luăm așa. Hai să vedem acum. Sunt încadrat bine? Da, o luăm la dreapta. Nu văd nimic în față, apropo. Uite pe jos, văd pe jos, văd pe jos. Hai. Sunt bine? Ok, un pic la dreapta. M-am încadrat așa că m-am gândit că, bă, poate mă ia apa, știi? Și să merg cu apa și o să intru pe malul celălalt. Uite malul celălalt acolo. Îl văd. Îl văd, îl simt, îl miros. Aproape am ajuns. Și aici nu mai zice dangerous water level, știi? One damage. Ok, ok, ok. Pot să suport one damage. It's fine. Atâta timp cât pot să văd fundul apei, sunt cel mai fericit băiețel. Deci, I'm very happy boy. Nu trebuie. Altceva nu trebuie să-mi dai. Trebuie doar să văd fundul apei, atâta tot.
ala tati. Nu știu, cred că Robi a ajuns deja. Dar eu pe aici am mult succes. Hell yeah, man! Hell yeah! Robi a luat damage 300 din 300. Deci eu sunt ultima... șansa noastră să trecem harta asta. Hai să o luăm așa. V-am spus eu că am văzut, mă, o rută, mă. Dar să vedea, mă, oameni, mă. Hai, da. Frâne de mână, baby. Eu tot în față. Eu nu știu dacă ajung. Hai. Zece mai am. Nu mai am așa mult. Hai, 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 hai. Zece. Hai, 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 hai. Ai, da! Aici n-am cum, n-am ce să fac aici, aici nu am ce să fac. Decât o să iau toate astea. Ok, punem pe winch. Totul e winch aici. Hai, ne bazăm pe winch, așa vom merge. Am oprit tot. În speranța că mai fac economie la motorină. Hai, da. Bun. Încă unul. Ala-i, hai da, hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Ok, cred că pot să iau pe aici. Cred că pot să iau pe aici dacă le activez pe toate. Ce să-mi fie ușor că nu mai pot. E greu al dracu. Hai, hai, hai. Stai să văd unde e aia. Tot în față și în stânga. Ok. Am o presimțire că nu pe aici. Deci o să iau aici și la dreapta. Hai. 7 fuel, boys. Vai de cap. Ăsta e cel mai intens episod ever. Ah! Pot prin asta? Ah, fuck! N-am putut. Hai, dă-l încolo de schimbător. Hai. Știi ce? O să... Hai, mă, de ce o iei în stânga? O ia pe pomul ăla, fiar mama lui. O ia pe pom. Hai. Nici nu mă joc, nici nu mă joc. Nu! Noho. Era cât pe ce? Huh. Huh. Sunt bun. Sunt bun. I'm good. Treci, treci, eu treci, că mor aici. Fac infart. Fac infart! Nu mai vrea. Le opresc pe toate. Bac winch-ul. Mor. Deci mor, 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 mor. Hai mă, dă-o încolo. Nu mai vrea, nu mai vrea motorul. Nu mai am motorină. Stop engine. Mai am 3 litri și deja merge super greu. Doar din winch. Aoleu! No, n-ajung acolo. No. Numai drum nu e ăla. e prea departe. Păi doar cu ăla mă pot deplasa, că e terenul prea rău. Sunt deja toate dezactivate.
Hai să mai încercăm o dată. Pot să mă uinciuiesc de aici cu ceva? Hai aici. Trei fiol, ce-ți faci cu trei fiol? Păi da, dar fără all wheels nu avem cum să trec, știi? Îl văd în față, mă, îl văd în față. Nu mai vrea, nu mai vrea, oameni buni, nu mai vrea! Tot în față. Tot în față mă duc. Doi litri. Nu mă las. Încerc până la ultima suflare. E greu, frate, e greu. Sunt prea concentrat acum. Mă duc! Nici nu-mi permit drum. Nici nu mai îmi permit drum. Uite și tu cum merge. Ala a fost. Mi-a părut bine de cunoștință. Ui, da viața mea! Hai de capul meu. Man. Era mai drept. Oricum nu mai trage de la 4 litri. Acum am 1. Am un litru, băi, oameni bun, băi. Hai să o luăm aici. Puh! Bă, cum să ajungi, mă, la 100 de metri distanță, mă, și după aia să dai kicks? A explicat-mi mie treaba asta. Cum să faci așa ceva? Hai aici. Mă duc fix drept, frate, nu-mi permit altfel. Da, nu merge exact. Bă, mai am, uite mă unde e, vai, bă, viața mea, uite unde este. Bă, nebunesc, băi. Mă, fraților, mă, nebunesc, am 0 litri acum. Mor. Mai am literalmente 10 metri. Băi! What the hell? 0 litri. Băi! Fraților, deci mai am, îl văd în față, văd construcția în față, văd, zice drive closer to unlock it for Robert. Băi, e fix în față, mă, fraților, știți cum? Și nu pot să-i fac nimic. Nu mai merge, nu mai pornesc, nu mai merge pornit motorul și dacă nu merge să pornesc motorul, nu pot folosi winch-ul. Și merge prost de la 4 litri, deja nu mai trage, decât când mai ai 4 litri. Nu, nu ești full option, deci nu ești full option până când e, sunt 0. Nu, de la 4 sâcăie, păi dar eu merg cu winch-ul așa în lag, știi, în sâcăială, în drop framework cum ar veni. Mă, fraților, mai am... Vai de viața! Mă, doi copaci mai am până acolo! Vai, deci îmi vine să mor! Îmi vine să mă arăt, deci am reușit cu nimicarniță asta, Robert te ucide, mă, apropo. Deci toată lumea o să te ucidă că ai ales nimicarnițele astea. Dar cumva am reușit și cu ele. Băi, o să mă fac print, frate, că asta e de print. Deci, înainte eram nervos pe Robi, acum sunt fericit că am reușit până acum, și, dar tot sunt nervos pe Robi. Repetăm cu ele, nici gând am ieșit, mă duc la altceva, mă duc la farming, mă duc la altceva, nu mai... Nu, man, camioane, ești nebun, camionete, ceva, nu pe astea, nu? Băi, intensă toată treaba, sper că v-a plăcut, o să ne oprim aici, continuăm data viitoare în încercarea de a traversa harta asta, e
E frumoasă, e frumoasă și o provocare. Sper că v-a plăcut treaba. Până data viitoare, v-am salutat!